Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Ancestors, oameni buni. Ultima oară când ne-am întâlnit, ei bine, ajunsesem într-o nouă locație cu noi aventuri, cu noi creaturi și cu noi idei pe care trebuie să le punem în practică. Așa că astăzi cred că o să ne ocupăm puțin de partea asta de aici, să vedem ce ne ascunde zona asta de aici, să vedem ce chestii noi mai descoperim. Și cel mai probabil să dăm și o evoluție pentru a ne putea schimba puțin și locația, poate în speranța să ajungem cât mai aproape de savană. Ideea e că vreau să ajung în savană pentru că acolo sunt mult mai multe chestii de descoperit. Dar și aici avem destule lucruri de văzut. Ok, hai să vedem aici. Deci ăștia sunt foarte mulți care au câte ceva în mână. Așa că ar fi bine să le fac viața mai ușoară și lor. Așa, bun, v-a schimbat ordinea la mâini. De alta, da, e nașpa după aia, că nu poate să facă nimica cu ele în mână așa. De băut apă poate să bea? Nu poate să bea nimica. De aia că trebuie să-i las cu ceva. Hai să-i pun să și mănânce puțin, că după aia e teroare. Gata, de aici l-am dat eu startul. Și hai să vedem ce găsim prin jur, oameni buni. Hai să vedem ce lucruri odioase se află prin jur. Dai, cumva vine ușor pe mine. Bine, ei sunt cam semi-pregătiți. Ar trebui să reziste. Dar cred că am să le dau o leacă. Cum să cheamă, am să le dau un zvâc puțin. Și am să le ordon să-și țină lucrurile în cealaltă mână. Că ei nu gândesc pentru ei, știi? Și e destul de greu după aia să te asiguri că, bă, o să se apere, știi? Că ați văzut că dacă nu ai aia, nu merge bine. Ups, stai că am mouse-ul pus în cale aici. Ia să vedem noi ce găsim pe aici. Chestii noi, chestii vechi, chestii absurde, chestii mai puțin absurde. Ok, ia să începem cu investigatul locațiilor. Ok, pietre de ridicat. Cringe. Poke hole to poke. Stai, ai gaură de... What? Altfel de gaură. Hole to poke. Ia-o pe asta. Ia de aici! Asta e prima oară când găsesc așa ceva. Ok, stai puțin. Ia uite-te. Ce treabă. De fapt, cred că ăsta. A, mă gândeam că trebuie jumulit puțin. Da, nu. E vreau să mă asigur de aici. Ok, hai să vedem de niște pietre. Bă, ar trebui să mă de pietre, că prin zona de pe acolo, pe la mine, nu prea erau pietre. Oh, super. Granit. Să putem face ceva folositor din el. O, trebuie să mai luăm câteva. Hai totuși apă aici. Adică vreau totuși să mă asigur că avem de toate. Ok. Acolo e locație nouă. Ne zic cu mirosurile, că e mai parcă cu mirosul ei face altă treabă. Ok, foarte mulți melci din câte observi pe aici. Ok. Cred că o să trebuie să schimbăm generația mai repede. Nu prea îmi place deloc și aici. Și mi-a făcut cineva în comentarii că spunea că, hei Bob, încearcă să nu-ți mai copii cu tine, că poate o să-i pierzi după aia. Păi da, dar scopul principal e să evoluezi și să te upgradezi, dar dacă n-ai copii cu tine, degeaba încerci asta. Și putea să încerc să mă bat cu un hipopotam sau ceva. Vidrele sunt foarte departe să pot face ceva, sincer să fiu. Așa că vidrele ies din discuție. Și m-ați nebunit și cu mersul, frate, gen în două picioare. Nu e chiar atât de simplu, știi? Adică eu pot să încerc asta, dar degeaba încerc, știi? Asta încă tot nu pot să reușesc să o verific cum trebuie. Probabil mai întreb ceva. Hmm.
Ah, este așa. A, uite, mă! Hai că aproape a mers. Nu, te zmon la cealaltă, că am piatra aia acolo și mă terorizează. Stai, mă. Ha, bă, că mersese. Opa. Ieși, mă, de aici. Au, ăsta e alb. Apex Predator. Oh, ăsta e meșmecher. Stai așa, mă, că a trebuit să mă ridic pentru asta. Mamă, dar i-a dat să-i sară bine. Apex Predator lupește, bă, băiatule. Eu mis Apex Predator aici. Ok, e aia de acolo. Ia piatra. Am luat piatra? Încă nu o văd. N-am luat nimica, fuck. Stai să vedem așa, mă. Bă, și aproape mi-a apărut, mă. Hai să vedem corpul ăsta de aici, că totuși. Ia, mă, bobiță, ce avem aici? Chestii noi. Chestii noi, bă, băiatule, mă. New gathering spot. White, ok. Deci avem aici ceva carne nouă. Oh, mistrețul, shit. Să fie stresanți ăștia aici. Stai așa. Tut. Da, mă, locului, Jesus. Ieși, mă, de aici. Vă puneți voi cu mine, bă, băiatule, mă. Atât. Drop. Stai, mă, așa că mă pierd. În schema asta cu mâinile mă enervează cel mai tare, că mă pierd destul de tare. Ok, hai să ne mai încercăm o dată aici. Știu că mersese, mă, parcul ăla, că... Stai. Deci numai când las aia jos merge. Nu vreau, mă. Practic ar trebui cumva să iau aia, dar în același timp. Hai că mi-am pierdut și bățul, dacă e. Ok, cred că o să ne întoarcem la bază, facem upgrade și apoi vedem cum facem, că nu prea văd să fie nimic important pe aici. Atât. Sper doar să ne dea într-una din zonele astea noi pe care le-am descoperit acum. Ok, să vedem că și așa nu-i nimic pe aici. Motivul în care vreau să schimb generația e că nici nu-mi place locația și nici... Se cheamă, nici maimuțele mele nu sunt prea breze. Adică stai să dea că mai avem ceva upgrade-uri de făcut importante înainte. Plus că aș vrea să explorez mai mult, dar nu-mi permite locația asta așa de tare, pentru că știu deja unde mă duc și e gen dead end.
Poate ne dă tot pe aici, știi? N-ar fi treabă rea. Plus că vreau să fac și chestia de care tot mi-a zis să-mi inspectez oasele celor care au murit. Cel mai probabil să moară câțiva pe aici de bătrânețe și toate alea. Și ar fi interesant să vedem. Dar, cred că înainte de toate, am să dau o mega, mega, mini, mare explorare în peștera de aici. Să trecem prin toată problema asta de aici. Au dispărut pe Yangniu. Ba nu, n-au dispărut. O să trecem așa repede pe aici. Să las piatra asta aici. N-am lăsat piatra aia acolo, am luat altceva. Da, eu venisem aici cu asta, am luat piatra de aici, ce Dumnezeu. Hai că mai luăm o dată. I'm out. Da, nu cred că mi s-a salvat cum trebuie. Vezi dacă putem folosi piatra asta la ceva mai practic. Ia, hai să o folosim la asta, la unelte. Spiritual Evolution, mai știu ce scrie acolo. Atât. Nu-i prea grozavă la ascuțit, după cum se observă, adică e destul de slăbuță. Nice. Hitting a precious stone with a stick. Ia să dăm așa. Deci dacă dau tare de tot? Ok, atunci cred că e invers. Te-am așa. A, da, ia ceva, mă, și cu asta, mă jur. Ok. Mai au sulița. Uite și ciuperci aici. Eram sigur că s-o trăvitoare, dar nu știu. Preventive medication. Valea de aici. Trebuie să vedem ce e prin peștera asta, mă, băiatule. Sunt foarte curios totuși ce-o fi pe aici, văd că... Aaaa, și ajunge fix la ieșirea aia la altă unde am vrut noi să intrăm atunci cu scorpionii. Aaaa, deci e doar o scurtătură, mă, am crezut că e cea mai practic, dar nu e. Bine, și acolo e și mizeria aia de... Da. E și mizeria aia pe care nu vreau să o întâlnesc. Ați văzut că nu puteam să-l rănesc foarte ușor, va trebuie totuși să vedem cu ce fel de armă-l batem pe ăla. De drăguț că există felul ăsta de chestii pe aici să poți să traversezi mai ușor. Aș fi vrut totuși mai multe niște șanse împotriva hipopotamilor, dar am zis că n-ar rost să mă agi pe atare cu asta. Ok, hai să evoluăm. Trecem mai departe. Începem din nou și iar plecăm cu gang-ul să vedem ce drăcii facem. Eu tare mă rog să fie într-o zonă nouă. Dacă e într-o zonă veche, sper totuși să fie o zonă veche unde... Unde am mai fost, adică unde am mai fost și avem acces la ceva mai interesant. Ok, zic dacă avem ceva evoluție de făcut pe aici. De ce mouse-ul tot intră în cadru? Nu înțeleg. Apare mouse-ul așa de nicăieri și zice, bă, eu am să intru în cadru, că da, de ce nu? Băgăm puncte acolo să fie băgate. Toxine immunity, ok, deci crește imunitatea la toxine. Avem niște puncte aici, asta e un punct important pe care trebuie să-l luăm. Că face legătura cu celălalt, nu de alta. Dar e ciudat cum atunci mi-a dat 8 puncte, cred că am făcut eu un glitch care acum n-a mai mers. Dar o să-l încerc, să-l încercăm și glitch-ul acela. Sleep recovery, ok, asta e de heal. Încă o chestie, uite-o, bă. Well rested, asta e altceva și așa nu prea dor, dar merge. Marle, mă, atâtea puncte dacă te trag din el, dar bă că nu se mai termină, știi? Crește foarte greu.
Cred că pentru punctele astea depărtate o să trebuie să ajung să fac o bulă de aia întreagă doar ca să pot să fac un punct de aici. Ok, well rested boost. Less energy is burned for all action for limited time. Holy shit, unde mă mai duci, bă băiatule? Asta ar te... Ah, nu mai am, nu mai am. Ok, deci avem niște puncte. Ok, hai să vedem ce o salvăm. Avem 6 puncte. O să luăm asta cu somnul. Pentru că deja e teroare. Reinforce, ok. Luăm asta cu somnul. Erau pe aici niște dălea foarte bune. Asta cu ce? Group preservation, da. Și temporal distortion sau counter maneuver. Stripping. Stripping nu era chiar așa de wow. Însă de pe aici, ca să, iară să pot să găsesc lucrurile mai ușor, ar fi o treabă. Asta ce? Evaluation speed, cred că asta, așa ca să ia mai de grup toate. Ok. Change generation. Yes, I'm done. Bă, Mouse, dar mai dă-te, mă, spanac de aici. Ok, hai să vedem clan memberii care au murit. Să inspectăm. Înainte de toate. Întrebarea e unde au murit ăia. Aici a murit. Analyze clan member. Analyzing the corpse of a friend generates new energy as for the action used to evolution. Ok, dismiss. Died for 50 years. Ok, 15 ani au murit. Ia uite-o asta. Analyze clan member. Clan member, ok. Deci nu dau nimic ăștia, mă văd aici. Sunt destul de simpliști. Ok, nu mi-a făcut patul ăla. Lie down. Evolution. Și avem aici niște puncte. Mouse, ăsta e teroare azi. Ok. Hai să vedem dacă evoluăm la următoarea chestie. We ready? We ready. Ce am făcut noi acum? Discover the orchard as a memorable location. Ok. Conquer the fear of 10 ori. Trebuie să mai facem asta câteva ori oricum. Discover the jungle. The jungle jut out boulder oasis. Ok. Intimidate golden Machidorus. Machairodus. Oh my god, ce numere. Ok. Megarian. Bă, de ce nu putea să le pună mâță mare, mâță albă, mâță albă, neagră și tot așa. Ok, am descoperit iarăși multe chestii. Am speriat și crocodilii de s-au căcat pe ei. Am speriat multe creaturi, ce-i drept. Mamă, am speriat și videle, bă. Îmi teamă de el, adică parodele. Am omorât un crocodil, am făcut un crocodil să moară altceva. Atât de puțin? Bine, diferența a fost destul de mare, evolution so far 300. Totuși cam puțin, though, să fiu sincer, am crezut că avem ceva mai mult. Bă, am trecut de jumătate, ceea ce e bine. Dar de acum e de ce mai greu. Oh! Oh! Ororin to Genesis. Through the passage of time, you progress to become a now known as Millennium Man. Adică... Îmi schimbă cumva cum arată caracterul? Nu prea pare. Sau? Wait, what? Wow. Ia stai alea, că parcă arată alea că mai diferit. Gen... A, cred că acum putem să mai mergi, putem merge mai mult în două labe. A, da, mă, uite-te dacă la ei. Am evoluat, oameni buni, am trecut la o nouă parte din aventura noastră, ești nebun? Unde adam aici? Asta e nouă. Oh, wow, ce drăguț e locația asta. Arată mai diferit, are o față mai semi de-aia la altă. The Missing Link, știi? Da, arată mult mai diferit acum. Ok. Ok, să trecem pe ăsta, să ne căutăm să ne facem copii. Ok, hai să trecem cu tine așa. Uite, ne-a mărit și ai bara aia de... Ăla, cu T. Am uitat cum îi zice.
Ok, couple formed. Dar n-avem unde să o întindem, așa că hai să facem așa. Aici. Și mai trebuie una. Devin tot ăla că mai semi uman, though. Hai să facem copiii aia ca să scăpăm de ei. După aia să putem evolua mai în liniște. Ui, ce tare! Foarte tare, în sfârșit. Am progresat destul de mult, să fiu sincer. Încă de-aia dată ce avem... avem chestia asta. Oh, avem și chestii spontanele, nice. Îmi place că ne dă cu de-asta, cu sponte, genetic mutation. New pregnancy, ok. Stai, acum nu mai putem purta copiii după noi, mă? Ba da, hai, spoți. Okidoki, hai să căutăm altă femelă pe care trebuie să o taxăm. Asta e un nene. Asta e un alt nene. Nu, par dacă mai diferiți, adică nu mai au așa, nu sunt mai așa nu știu, mie mi se par mult mai diferit față de cum erau. Female single elder. Asta s-ar putea să fie nevastă mea. Ah, nu, asta e. Ok, switch. Ok, tu acum. Ia pe cineva care nu-i femelă. Ok, hai să găsim pe cineva care nu-i femelă și care vrea să bang. Ok, tu. Asta e. Hai că l-am găsit, boys. Ups. Adică au mai puțin păr pe mâine acum, a observat. Au zonele alea că mai curate. Ceea ce e mișto, să fiu sincer. Ceea ce e foarte mișto. Ok, hai să rezolvăm și asta așa. Arată ca și cum ar fi niște oameni tot. Asta este o chestie. Da, mă, are altfel mers în două labe. Bine, tot foarte puțin merge, dar e ceva. Ok, lie down. Îmi place și locația, să fiu sincer. Apoi să găsim și pe ultim, să găsim și ultima femelă și după aia cred că o să încep să construiesc niște chestii. Gen multe paturi să avem aici și toate alea. Deci mai trebuie totuși să explorăm toată harta și toate dăcile astea dacă vrem să ajungem la final. Cred că asta o să încerc să fac începând de acum și până data viitoare, să curăț cât mai mult din punctele astea așa de explorare. Pentru că asta o să ne rezolve cu foarte multe chestii. Atât. Acum așa. Și ultima femelă care e aici. Atât, mă câte să găsăm un mascul dispus să bang. Păi, e o maimuțică acolo. De-a nostru? Nu știu dacă e de-a, adică nu știu dacă e de-a nostru. Era mișto dacă puteai să le dai gen mimic this și să înceapă băieții să se combine între ei. Nu știu, mă tot așa o față, parcă leacă mai schimbată față de cum era până acum. Nu sunt diferențe extreme, dar totuși e ceva. M-am combinat cumva bărbat cu bărbat. Iar am făcut LGBTQ. Nu, e bărbat cu femelă. Are deja copii asta, mă, bă. Ce-ai făcut, nene? Ți-ai înșelat soțul, bă. Trebuie să găsim altă femeie, asta nu e aia bună. Să vedem care e. Cred
cred că aia de acolo era de fapt de asta de aici. Stai un el. Ok. Și asta are deja un copil. Stare deja. Stai bărbatul. Atunci unde e? Păi, what the fuck? De ce sunt în apă ăștia? Bă, nebunilor, ce faceți acolo? Ce ești, mă? Hai că da. Hai că... Am o soluție. O să mor. Efectiv o să mor. Nici nu știu unde mă aflu, în primul rând. Hai că va trebui să-i teleportez pe aia de acolo, aia doi de acolo. Nu știu cum să fac să mă... Așa, mă, gata. Că așa, mă, gata și nu mai e. Stai așa să vedem cum îi luăm pe ratații aia doi de acolo. Bă, da, mă jur, uneori inteligența artificială din jocul ăsta e destul de pămpăloică, rău de tot. O, în care avem pietre, avem de toate. Ia. Ok, pe cine ce-am luat? Ok, adunarea la mine. Unu. Unde al doilea? Doi. Tu erai o femela pe care o căutam. Ceapa mami tale. Bă, și cât am stat, mă? Cât am stat, mă? Ok, mă întreb acum dacă tot am trecut la un stagiu nou de om, dacă avem acces la niște lucruri noi pe care le putem crafta sau explora sau nu știu. Ok, hai să dăm cu partea asta copiii, că asta mereu mă omoară. Azi, Zuzu, n-a fost așa complicat. Se face simplu, din încheietură. Hai de viața mea. Gata. Dar vreau să iau copiii, bă. Gata. Ia, și după aia să vedem ce avem de evoluat. Trebuie o buriană de aia. Ce am, că n-am destule? Ai, din cauza că sunt prea apropiate. Așa. Hai să le facem și aici un pat. No, mă, da... Ceapa măsii. Gata, aveți și pe ăsta. Uite, mă, cercul parcoleacă s-a făcut mai micuț acum, observ. Să învețe și ei să mănânce. Bine, măcar că... Chestia asta cu mâncat o să răspândește peste tot și adică nu trebuie să stau să le dau o mură în gură.
Atât. Ce avem aici? E granit, e degeaba. Granit. Cred că și acolo tot granit e. Cu granitul nu prea am ce să fac, să fiu sincer. Îmi trebuie basalt sau ceva. Ah, gata, mă, că aminte locul ăsta e destul de nașpa. Uite-l cum stă acum, da, acum nu mai merge dubios. Ah, mă, da, deci nu e chestia că eu trebuie să exersez mersul, ci pur și simplu trebuie să... Cum se cheamă? Deci nu trebuie să exersez eu mersul, ci pur și simplu trebuie să evoluez, așa că durează puțin până când ajungem să faci să meargă două labe mai bine. Ok, e vreo zonă nouă pe aproape. Ia, hai să dăm acolo, așa. Mă întreb dacă evoluează și animalele din junglă odată cu noi. Să-mi spun dacă apar altele noi sau ceva. Ar fi tare, să fiu sincer. Ar fi tare o chestie genul ăsta. Oh, acolo e apa, deci noi suntem... De fapt, în zona cu hipopotamii? Da, ceva în genul ăsta. Deci vechea noastră casă e puțin mai în față, dacă stau să mă înșel... Dacă stau să mă gândesc mai bine, stau să mă înșel, auzi la mine. Mă, bobiță, nu vrei să te înșeli, zic eu. Ok, să dăm conquer la firuri. Adică asta o să ne boosteze direct să putem să facem o tonă de upgrade-uri. Like, gen un miliard de upgrade-uri. Și... Nu miroase nimica. Ok, perfect. Mirosi melci și noi acum te zucem încolo. And... Ba-bam! Deci n-am fost mai aici, stai așa. Înseamnă că nu e asta zona, înseamnă că e altă parte unde doar am trecut probabil. Oh, salut! Ieși-mă de aici! Să ții mintea cu ei jungla, bobiță, nu e a ta! No, no! Jungla ta e mai încolo! Oh! Ioi, de asta n-am prins până acum. A, trebuie să inspectez înainte. Oh. New food discovery, scorpioni? Că da, idee bună. Când a fost o idee bună să mâncăm scorpioni? Ne putem încerca, dar... Ieși-mă de aici. Mă deranjez, frate, când îți la masă. Urât, bă, așa. N-am apucat să-mi termin scorpionul de mâncat. A, dar văd că ăștia poți folosești bățuși indiferent ce mână ai, nu? Că aveam mâna cealaltă, deci e bine. Ok. Hai să mergem către apă, să vedem ce e acolo. Ah, aici e gen cuibul lui sau ceva. Ah, aici e un șarpe. E domnule sarpe. Nu merge să intimidezi șarpele. Ați observat? Nu a mers să intimidezi șarpele. Cumva am pierdut abilitatea de intimidare și am devenit o... Oh, oh. Uitam că îmi scade chestia aia. Mă, nu mai sunt crunch... Ba, da, uite aici, crunch, nu mai. Și ceva ce pești noi, vă, că...
Asta e interesant. Stai, la ce să stea? Da, dar ăsta n-am mai întâlnit până acum. Ia uite-te. African Blue Fun, Special Blaster, clar e o idee bună. Total 100%, cea mai hardcore idee. Am să fur un nou și am să mă întorc acasă. Mă, dacă știu unde e casa mea. Oh, te să inspectez asta? Nu, nu, cealaltă. N-am mai avut ouă de șarpe până acum. Ia, bă. New food discovery. Hai mai în față, drăcia aia. Și domnul Mao s-a reîntors. Are chef de glume azi. Vreau să mă întorc în bază să-mi fac upgrade-ul și pe aia mă duc mai mult. Cred că am pierdut intimidat-o. Posibil să nu mai pot intimida decât dacă sunt cu grupul. Ceea ce mi se pare într-un fel normal, dar în același timp anormal. Deci ok, deci avem obsidian aici, unde să știu asta clar. Cred că acum ce fel de nebunime putem face. Să mă uit la Evolve acolo, ce taburi noi s-au descoperit. Gen, dacă au apărut niște taburi noi. Măciur, omnivor, aia zic mă. Ce faceți mă, bulangiilor? Să vreau să fac aici așa o schemă. Aha! Știam eu că asta n-am făcut-o până acum. Ei? Ei? New food discovered. Eat. Hai de viața mea. Mă întreb asta dacă îmi dă vreun buff sau ceva. Da. Buff-ul de durere de stomac. Hai să rezolvăm problema asta că pe aia o să ne bântuie durerea asta de stomac. Îmi place că se apucă și ei de treabă, știi? Gata. Punctul de omnivor încă se mai upgradează, se perfect. Ok, eu ne-am făcut un pat. Ia, să nu zici că trebuie să mai fac încă unul pe aici. Ok, am unul aici, perfect. Lie down. Evolution. Ia să vedem noi ce chestii de evoluat avem noi aici. Brain size has increased. Big brain. 5000 IQ. Life expectancy. Ia uite unde a crescut și HP-ul. Cognitive control. Now it's possible to control emotion and voluntarily choose to be vigilant or alert. Mesocortical pathway. The ability to synthesize neurotransmitter has increased. More dopamine can be accumulated. Dopamine era mult, așa. Yo, priori, da, așa. Probability to inflict a little blow has increased. Mamă, da. Ce ai făcut, bobiță? Mamă, cât îmi dă. Deci ne-a crescut creierul. Suntem mai putem să ne controlăm emoțiile. Băi, dă-ne dracu, mă. Am devenit lilieș dintr-o dată. Cu asta, cu sound location-ul. Asta e super, super upgrade-uri. Evaluation speed. Să luăm astea de aici. Asta-s luată deja. Aici să mai creștem dopamina aia. Să ne dopăm bine. Sau crește cel mai greu că e un upgrade destul de serios.
Mamă, frate, n-aș fi crezut așa ceva, ce upgrade-uri să-mi dea. Ok, am mai crescut puțin acolo ăla. Aici parcă era iar ceva foarte bun. Da, asta cu controlul. Hai, neuronilor, băgați muncă. Venturing into a nose causes less fear. Nice, ok. Deci asta e și foarte bună. Dopamin, iar upgrade-uri de dopamină. Sperăm că mai ajunge bula aia de energie dacă nu va trebui să mai explorăm puțin. Băi, în sfârșit facem și noi progrese care se simt. Până acum progresele erau doar așa pe numere, știi? Gen cum mai fac unii oameni YouTube în zilele noastre doar pentru numere aici. Acum vedem și chestii gen... funcționale, cum s-ar zice. Mamă, dar trebuie să bag grav. Va trebui neapărat să mai găsesc o femelă sau ceva. Serios, ar trebui să găsesc o femelă. Prea multe puncte o să le pierd dintr-o mișcare dacă nu fac ceva. Bun. Asta e cu dodge-urile. Mai era ceva pe aici înainte de toate? Toxin immunity, trauma prevention, laceration healing injury, da, ok, deci nimic special acolo. Asta e de la de stripping. Da. Au, astea-s noi. A, asta pentru mâncare. Să analizăm mâncarea mai bine sau ceva în genul ăsta. Bam. The symptoms following the ingestion of mushroom is less severe. Ok, deci nu ne mai doare stomacul la ciuperci. Și cred că asta e legat și de ouă. Ca să putem deveni omnivori, știi, trebuie să ne obișnim organismul cu astea. Ok, băgăm și de-alea, mai avem loc de ceva, băgăm și aici. Asta e împotriva oaselor rupte. Cealaltă, asta mi se pare că e cu otrăvuri, da, 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 și cu toate drăciile. Nu știu dacă ne ajunge de toată asta de pe aici. Atât, trauma prevention, câte puncte mai avem. Foarte micuț, deci probabil dacă ăsta nu se mișcă repede. Ah, probabil doar ce l-ai mai avut crește repede, indiferent ce-i facem. Asta nu cred că mai ajunge la final. Da, nu mai ajunge. Ok, avem încă 6 puncte. Și aici avem un nou tip de om. Un nou tip de maimuță, de fapt, nu de om. Ok, hai să băgăm un somn de la major. Vedem ce visează ăștia acum. Elefanți. Ia de aici sunt elefanți în jocul ăsta. Ceva cu șarpele. Să mergem la plajă. Ok. Bine, asta e o treabă. Oh, o tonă de upgrade-uri, cum am zis, o tonă de chestii faine. Da, cred că data viitoare o să mergem cu gang-ul. Explorăm. Ne facem case de-astea așa aleatoare până le mai găsim și tot așa. Iar apoi vedem noi ce Dumnezeu, poate mai evoluăm iarăși mai mult decât e nevoie, știi? Dar oameni buni, noi cred că să oprim aici cu acest video din Ancestors, așa că dacă v-ați făcut și vezi mai multe videouri din acesta și sunt foarte bine ce aveți de făcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!